Alunecări masive de teren în Glodeni, județul Vâlcea. 7 gospodării au fost deja distruse de surpările care amenință și alte case din zonă. Drumul de acces către localitate este de asemenea distrus, diferența de nivel fiind de peste o jumătate de metru. Cât am muncit eu aici, ce frumos era! Era expozit aici și cum am ajuns casa mea, de ce? Autoritățile locale au dispus evacuarea gospodăriilor amenințate de surpări, dar unii localnici nu se îndură să-și părăsească locuințele. Vasilica Văduva are 85 de ani și trece pentru a treia oară prin coșmarul alunecărilor de teren. Casa a fost puternic afectată, însă, deși se poate prăbuși în orice moment, ea nu vrea să plece în altă parte. Nu plec eu! Unde să mă duc eu de munca mea cât am muncit eu aici? Pentru ce? Pentru ce să mă duc acum? La vârsta asta? Unde să mă duc? Gospodarii care nu vor să-și părăsească locuințele ar putea fi evacuați cu forța de jandarmi. Pericolul este mare, este iminent în orice moment. Deci nu vreau să plec, eu am pornit de la zero aici. Am cumpărat terenul în 80, am început casa. Deci aici e toată munca mea și toată energia și sufletul meu e aici, în locul ăsta. Deocamdată 19 persoane trebuie să-și abandoneze locuințele.